15 noiembrie 1975, în România s-a născut o mână de om, care avea să devină o sportivă de talie mondială. A fost desemnată cea mai bună atletă a lumii și de-a lungul carierei sale sportive a strâns 21 de medalii de aur. Are bucuria de a fi cetățean onorific al câtorva orașe din România și, în 2014-2015, a fost ministru al tineretului și sportului. Este vorba despre Gabriela Szabó, care, în copilărie, a cochetat cu gimnastica și cu înotul, însă până la urmă a ales atletismul. Sau atletismul a ales-o pe ea, fiindcă Gabriela Szabó și-a descoperit talentul din greșeală. Când avea 12 ani, a participat la un cross școlar, unde s-a făcut remarcată. Apoi a început să se antreneze serios și să câștige premiu după premiu. Pe primul l-a obținut în 1991 ca junioară, iar în 1994 începuse deja să participe la competiții de senioare. Gabriela Szabó n-avea nici 20 de ani când a devenit cea mai tânără campioană mondială indoor. În 1996, atleta a cucerit prima medalie olimpică de argint, iar anul 1999 a fost anul ei de grație de până atunci. A fost numită atleta europeană a acelui an. În 2000 a câștigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de vară. Nu o să uit niciodată momentul de intrare în stadionul olimpic. Am intrat și am zis, da, eu voi fi campioană olimpică și efectiv toată cursa m-am concentrat în așa fel încât medalia olimpică de aur pentru România la atletism, în proba de 5.000 să fie a mea. Gabriela Szabó s-a antrenat toată viața cu un singur antrenor, Jot Diongeși, cu care s-a și căsătorit. În 2005, Gabriela Szabó s-a retras din sportul profesionist, iar în 2014-2015 a fost ministru al tineretului și sportului în guvernul Ponta. Președintele Federației Internaționale de Gimnastică s-a lăsat convins de Gabriela Szabó că și România merită să organizeze campionatul european de gimnastică. Și așa a fost. Campionatul a avut loc în Cluj în 2017. Când îți dorești din suflet să faci ceva, cred că nimic nu este imposibil. Cert este că președintele Forului Internațional a simțit că ne dorim să organizăm aceste evenimente acasă, în România. La începutul carierei, Gabriela Szabó era timidă și încă se consideră așa. De-a lungul timpului însă a reușit să-și controleze emoțiile și acum îi place să se înconjoare de oameni. Crede că interacțiunea cu ei este o artă. Are încredere în ea, fiindcă dacă a ajuns cea mai bună atletă din lume, e convinsă că poate face orice își dorește. Gabriela Szabó e fericită cu ea și cu reușitele sale. E mândră că a fost ministru în țara ei și nu-și regretă deciziile.